Bun găsit la o nouă emisiune, marca înregistrată ziarul știrea.ro. L-am invitat astăzi alături de mine pe domnul director ca să ne vorbească despre ceea ce înseamnă casa de pensii în ansamblul ei, dar și numărul de pensionari, cui anume dați dumneavoastră pensii, pentru că înțeleg că sunt pe mai multe fronturi și dacă nu cumva ar trebui să mai umblăm pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, cum zicea Caragiale, și să mai diminuăm din efortul financiar pe care îl face casa de pensii, pentru că, iată, oamenii s-au săturat și de ajutoare sociale, dar și de pensii nemeritate, fiindcă avem pensiile pe caz de boală, cele care ridică mari semne de întrebare, deoarece oamenii îi văd pe vecinii lor pensionați pe caz de boală cum, în fapt, nu au mai nimic, cum zic românii. Domnule Voicu, bine ați venit în redacția ziarului Știrea. Vă mulțumesc pentru invitație. Este normal să ținem legătura pentru că această instituție, Casa Județeană de Pensii, este un serviciu public. Și este normal să intereseze publicul pentru că deservim un număr de peste 60.000 de pensionari și peste 42.000 de asigurați, angajați. La nivel de județ. Ținem evidența și a pensionarilor și a angajaților. Într-adevăr, plătim pensii la peste 53.000 de pensionari din sectorul de stat, la aproape 4.300 din sectorul pentru agricultori. Mai avem 193 de veterani și văduve de veterani de război în evidențele noastre. Veterani mai sunt vreo 6 care sunt la nivelul județului. De asemenea, avem și plăți pentru legi speciale, în jur de 4.700 de pensii speciale. 4.700 de pensii speciale, nu ne cantonăm, fiindcă atâta s-a bătut monedă pe pensiile speciale, dar trebuie să spunem că sunt acele pensii speciale pe care statul le acordă magistraților, militarilor și... Nu militarilor, noi nu avem în evidență partea de pensii militare, MAI sau MAPN sau... Ei sunt pe casa lor. Sunt case separate, case absolut separate. Și atunci cei 4.000 sunt numai din sistemul juridic, din magistratură? Nu numai din magistratură. Legi speciale înseamnă pensii de serviciu sau indemnizații acordate în baza unor legi speciale. Există pensii de serviciu, sunt cele acordate corpului diplomatic, sunt cele acordate magistraților, sunt cele acordate grefierilor, personalul auxiliar din instanțele judecătorești, pensii de serviciu acordate celor din Curtea de Conturi, indemnizații speciale acordate în baza unor legi speciale sunt acordate veteranilor, văduvelor de război, sunt acordate celor care sunt urmași ai deportaților pe criterii etnice, legea 189. Deci avem mai multe categorii, dar multe. Toți aceștia înseamnă 4.000 și ceva. 4.700. Și acești 4.000 și ceva reprezintă un 10%, nu? Din total beneficiare ai pensiilor la nivel de județ. Nu ne întrebăm dacă e mult, e puțin, că oamenii oricum sunt frustrați mulți când aud de pensii speciale și ar aștepta din partea statului, sigur dumneavoastră nu aveți nicio vină, să diminueze acum, aceste pensii din totalul. Din totalul de peste aproape 53.000 de pensionari din sistemul de stat, într-adevăr sunt 4.400 de pensionari de invaliditate. În cadrul Casei Județene de Pensii funcționează și cabinetul de expertiză medicală. De fapt, sunt două cabinete, unul a funcționat la Urziceni, unul la Slobozia. În urma renovării spitalului din Slobozia, cabinetul de medical cu un medic expert și cu un funcționar de-al nostru, le-am adus în cadrul Casei Județene de Pensii, în sediu din strada Lacului. La fel am procedat și cu acel cabinet din Urziceni, tot așa cu un medic și cu un asistent medical.
L-am adus tot în sediu Casei Județene de Pensii pentru că la un moment dat cheltuielile de întreținerea nu-și mai aveau rostul. Și ambele cabinete în momentul de față oamenii funcționează. Oamenii întotdeauna au spus că e ceva necurat cu aceste controle care se fac înainte să se acorde o pensie pe caz de boală. Sunt foarte mulți care au intrat în categoria nevăzătorilor și oamenii îi văd când pe bicicletă, când conducând mașina, când citind ziarul și atunci spun, domnule, cum să iei tu pensie pentru nevăzător dacă, uite, cotidian îți faci treaba bine mersi mai dihai ca unul care vede sau care poartă ochelari. După cum știți, 4 ani nu am avut medic expert. Medicii experți din cadrul cabinetelor medicale au fost condamnați la un moment dat și n-au mai putut funcționa. Timp de 4 ani, fără medic expert, vă spun că a fost groaznic, a fost foarte greu. Dar de ce, cine ar trebui să aducă medicul expert? Cei de la spital sau dumneavoastră? Nu, medicul nu este angajat al spitalului, este angajat al Casei Județene de Pensii. Problema este că din facultățile de medicină, pe această categorie de medic expert, la expertiză medicală, nu sunt... Dar de ce ne trebuie un medic expert? Pentru că omul nu are un picior. Ortopedul dă la mână că nu are un picior. Dumneavoastră îl și vedeți că nu are un picior. După aia unul zice că e nevăzător. Avem oftalmologi. Care ce? Care ar putea să dea hârtie la mână? De ce ne trebuie cineva care nici nu știu dacă s-ar pricepe la toate bolile? Sunt două comisii. Una este comisia de la Centrul de Handicapați, care analizează pe baza criteriilor lor handicapul, gradul de handicap. Alta este comisia de expertiză. În cadrul caselor de pensii se analizează capacitatea de muncă a persoanei, nu handicap. Sunt două comisii diferite care analizează din alte criterii. Deci la casa de pensii, la cabinetul de expertiză din cadrul casei de pensii se analizează capacitatea de muncă. Poate persoana nu are un picior, dar are capacitate de muncă din alte puncte de vedere. Deci sunt două. Și să-l încadreze cumva în litera legii? Pot fi încadrați, dar sunt criteriile lor. Încercam să înțeleg de ce trebuie să stăm în loc și să nu funcționați cum trebuie pentru că nu aveți un medic specializat în pensionare. Dar aici de peste un an de zile avem un medic care a terminat facultatea, care este la primul loc de muncă și pe care l-am adus și l-am angajat în cadrul casei de pensii. Avantajul nostru al Ialomiței este faptul că suntem aproape de București și am putut și să... Poate să facă și naveta, că înțeleg că nu poate stă să în județ. Cel de-al doilea post de medic de la cabinetul de expertiză este ocupat în momentul de față cu un medic care își face rezidențiatul. Am găsit, de fapt nu noi, Casa Națională, a găsit o formulă prin care, pentru a atrage medicii experți, i-au preluat de pe băncile facultății. Bun, și cum ajung acești medici experți să pensioneze, repet, pe caz de boală, niște persoane care e clar că ar putea să lucreze sau care lucrează, zice, dar e dreptul meu să iau pensie de handicap. Dacă tu lucrezi, nu, că ai picior de lemn, bun, dar lucrezi, dacă nu poți să lucrezi sau pensiile alea, de ce sunt atât de mici? Cu oamenilor nu le mai crește piciorul, de ce mai sunt chemați în fiecare an la expertiză? Ca să poată să ia domnul doctor salariu, că nu prea înțelegem. Nu astea. Sunt criteriile lor medicale. În cazul în care există orice suspiciune și orice contestație sau orice memoriu adresat cu privire la capacitatea de muncă a unei persoane, dosarul medical cu documentele medicale este transmis la Institutul Național de Expertiză de la București. Acolo sunt alte comisii care verifică pe baza documentelor și a persoanei, că sunt chemate și persoanele, verifică acea capacitate de muncă a persoanei respective. Deci am încercat, de când medicul expert s-a angajat la noi, i-am transmis să aibă grijă foarte mare în ceea ce privește și nu m-a dezamăgit niciodată.
Să dea Dumnezeu să fie bine, să nu fie rău, vorba lui, este... pentru că dumneavoastră ați mai trecut și prin niște episoade din astea, ca instituție vreau să spun, o aflate un pic sub incidența legii penale. Ați avut și furtul acela destul de mare, de 1 miliard, l-ați recuperat, nu mai știu. Nu. Procesul a fost finalizat, s-a descoperit vinovatul, am făcut toate demersurile și sper să recupereze. Să recupereze. Dar, sau măcar bine că știți că este un vinovat, că l-ați scos în față, în afara aici, instituției. Aici aș vrea să mulțumesc poliției care a lucrat absolut profesionist. Eu am văzut rechizitoriu și cu toate... absolut profesioniști au fost. E bine că, iată, îi lăudați dumneavoastră, că dacă îi lăudăm noi se interpretează. Spuneți-mi, la nivel de pensionați, numărul nu este chiar mititel, raportându-ne la numărul de persoane ocupate în câmpul muncii. Știți că noi, la nivel de județ, suntem vreo 300 și ceva de mii. Da. Și ocupate, cred că nu suntem nici jumătate cu loc de muncă, vreau să zic. Și atunci, pensionarii, numărul acesta, cum vi se pare? Că dumneavoastră cunoașteți mai bine și în detaliu chiar statisticile. Vi se pare că sunt mulți pensionați în Ialomița, raportat la persoanele ocupate, la persoanele care domiciliază în județ? Față de alte județe, măcar. Acum, față de alte județe, aș vrea să vă spun că noi, Casa Județeană de Pensii, suntem o casă mică. Nu suntem de nivelul Constanței, Prahovei, Bucureștiului, nici nu ne apropiem. Cu toate astea, în fiecare lună, noi, instituția noastră, achită cu titlul de pensii sau orice, toate indemnizații, echivalentul la 25 de milioane de euro. În fiecare lună. Tot. Deci toate bugetele. Bugetul de asigurări sociale, bugetul de stat și accidente. Deci asta este nivelul costurilor tuturor pensiilor și indemnizațiilor achitate în fiecare lună. Acum, ca să spun așa ca o paranteză, nivelul salariilor angajaților casei de pensii reprezintă 0,3% din această sumă. Deci, care ar fi informația că dumneavoastră sunteți mai... plătiți, mai puțin plătiți decât alții funcționari din alte instituții ale statului? N-aș vrea să fac o comparație. Fiecare minister își apără angajații și fiecare minister vrea să... Câți angajați are Casa Județeană de Pensii? Noi avem 39. 39. Da. Raportat la numărul de pensionari și la alte categorii, pentru că dumneavoastră aveți pensionarii, aveți pensionați și caz pe caz de boală și magistrații, dar aveți și angajaților, asigurații. Da, și persoanele cu handicap, nu? Nu handicap, nu. Centrul de handicapați e complet separat. Acesta ține de primărie sau de DGASPC? De DGASPC, dar am înțeles că pensiile sunt achitate de AJPIS, Agenția Județeană de La nivel de ministere, că nici nu mai știu care cum din instituțiile acestea, surori cumva, că înainte era o instituție și în cadrul ei erau niște departamente. Ulterior, după Revoluție, s-au împărțit și a devenit și AJPIS și Major Femei și Casa de Pensii și... Sunt multe instituții, nu se gândește nimeni să le strângă sub aceeași... Este foarte greu să fie adunate la momentul ăsta, pentru că fiecare instituție, în momentul în care s-au despărțit, au alt obiect de activitate. Sunt separate. Într-adevăr, în 98, când m-am angajat eu la Direcția Generală de Muncă, era o singură instituție și mai multe compartimente, dar s-au despărțit pentru că la momentul respectiv, mai exact în 2001, obiectul de activitate se ducea spre alt specific. Adică noi, Casa Județeană... Bine, ne-am și trezit cu multe categorii socioprofesionale și atunci... Nu, probabil... mai cu multe activități. Și fiecare are un domeniu strict de activitate. A uni în momentul de față, acum asta... Mie mi se pare foarte greu. Da, dumneavoastră aveți o evidență a persoanelor
pensionate pe caz de boală cu handicap? Nu. Nu cu handicap. V-am zis, handicapul este complet separat. Handicapul are alte criterii, o altă comisie, nu are... Și atunci, pe caz de boală, ce intră la dumneavoastră? Sunt pensiile de invaliditate. Da. Sunt pensionari pe invaliditate gradul 1, 2 sau 3, în funcție de capacitatea de muncă. Și invaliditatea nu se înțelege că e handicap sau ce? Nu. 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 Ce înseamnă în accepțiunea dumneavoastră? Sau dați-mi un exemplu. Invaliditatea este incapacitatea de muncă a persoanei. Cât poate să desfășoare activitatea. Păi în invaliditate gradul 3, de exemplu, doctorul constată că persoana nu poate să desfășoare o activitate de 8 ore. Maxim 4 ore. Că are ce? Are capacitatea... Că dacă ziceți că nu are handicap, că handicapul e dincolo, în altă instituție? Că are o incapacitate de muncă, nu poate să desfășoare o activitate profesională. Păi vedeți, aici vin românii contribuabili și care muncesc 8-12 ore pe zi. Aici vin și spun, domnule, e nefiresc să avem niște persoane pe care un domn doctor i-a găsit așa că au ei incapacitate de muncă. Adică are niște frezoane, știți cum a apărut gluma aia pe media. La momentul ăsta mă îndoiesc că mai sunt persoane care primesc o pensie de invaliditate și nemeritat. Da. Eu... Vă bazați pe corectitudinea actualilor colaboratori medici pe care i-ați... Bine, m-aș bucura să fie diminuat drastic acest număr al persoanelor care efectiv sfidează pensionarii care au ieșit la limită de vârstă, ca să zic așa. Sau, v-am zis, scopul nostru este să limităm asta. Poate ar fi excepții, dar nu putem să o luăm ca o generație. Ziceți-mi așa, din numărul acesta de pensionari, cam cât la sută au pensii pe care dumneavoastră le considerați nu îndestălătoare, dar mulțumitoare pentru nivelul de trai. Ați făcut o statistică, v-a interesat? Sau ziceți-mi care e cea mai mare pensie în Ialomița și din ce domeniu vine ea și care e cea mai mică, dacă o aveți? Mai mici sunt, cred, mai multe. Cea mai mare, din câte am văzut eu, este undeva la 10.200. Deci 102 milioane. 102 milioane. Vine dintr-un domeniu energetic. Și peste 100 de milioane sunt vreo 4 pensii în Ialomița. Și când ziceți... Vorbesc de pensii, nu de pensii de serviciu. Nu de, adică nu intră aici pensiile speciale magistrații, da? Eu vorbesc de pensii efectiv pentru... Dar pe alea le știți? Ale magistraților? Da, le știu. Ialomița? Și dați-mi care e cea mai mare. Nu știu care e cea mai mare, dar media e undeva la 25.000. 250 de milioane, domnule Voicu, e o pensie nesimțită, iertați-mă. Indiferent cine ce mi-ar spune un procuror, un judecător, că a muncit el, că a fost el supus, Deci, nu, trebuie să recunoaștem, pentru că... În Ialomița care e cea mai mică pensie? Că Ialomița a fost și cred că mai este un județ eminamente agricol și au muncit mulți la CAP. Din 57.000 de pensionari și în stat și din CAP, aproape 20.000 au pensia minimă, de 11.250. Înțelegeți ce vorbim? 1.125. Deci 10% are din pensia unui magistrat. Un amărât care a muncit și care a dat din roadele pământului țării ăsteia, poporului ăsteia să mănânce, știți? Deci e nefiresc și pentru un oraș, pentru un județ atât de mic, și noi ne știm între noi și știm și cât zac dosarele alea prin sertare, să vină un procuror sau un judecător să ia 250 de milioane și să iau eu care am lucrat la CAP. Bine, eu nu am lucrat la CAP, dar așa vine vorba. Da, să iau 11 milioane lei vechi, mi se pare de... Acum... E nerușinare. Nu. În sfârșit, noi avem nu ca principală atribuție punerea în aplicare a legislației de asigurări sociale. Da, vă cred, Dar când mergeți la, București, ce aflați? Că, sau ce le spuneți? Nu le spuneți, domnule, eu în județul ăla am pensii multe de 11 milioane de lei vechi. Multe. Și să le dați cifra. Și uitați, în contrapartidă, am din ce în ce mai mulți pe special cu pensii nesimțite și oamenii se revoltă. Căci astăzi, domnule Voicu, sunt anunțate niște revolte în județe și, desigur, în fața guvernanților din București.
Acum, dumneavoastră ziceți că n-aveți comentariu în fața instituției. Important este să aplicăm corect. După mine, asta e primul lucru pe care să fie corect, stabilit și achitat. De la asta plecăm noi. Acum, analiza cantității, cât sumelor, nu... Nu stă în puterea dumneavoastră și nu puteți dumneavoastră să decideți. E o problemă mai mult... Ce ați aflat sau ce v-au anunțat șefii dumneavoastră cu privire la, că veni vorba, la revoltele care se preconizează a scoate astăzi niște oameni în stradă, fie ei pensionari sau simpli cetățeni care, gândindu-se la pensia lor, vor să se ia măsuri astfel încât să nu mai existe așa mari discrepanțe între om bogat, om sărac, pe linie de pensionare, vorbesc. Acum am aflat și eu de nemulțumiri, dar e dreptul lor, e dreptul fiecăruia să se exprime nemulțumirea. E mai în ideea că dacă ați aflat că vin și la aici la dumneavoastră la instituție, dacă ați luat legătura cu niște forțe de ordine, nu, dacă... Nu. Că mă gândesc că nici nu veneați la emisiune dacă știați că aveți în fața gardului... Cel puțin sper că nu avem surprize. Am înțeles. Bun. La nivel de județ, acești pensionari sunt cumva ajutați, nu? Mai sunt și alte forme de ajutor din partea altor instituții sau chiar Casa Județeană de Sănătate mai acordă celor pensionați și niște ajutoare financiare, desigur? Au fost acordate, în luna octombrie celor care au avut sub 1500 venituri din pensii, 500 de lei, pentru cei care au avut între 1501 și 2400 de lei și între 2001 și 3000 de lei, 300 de lei. Când vin, că știu că și eu sunt proaspăt ieșită la pensie și m-am trezit că mi-intră pe card un 300 de lei în plus acolo, că s-a dat diferențiat între 3 și 500 de lei, nu? Da, cei da, care au o pensie mai mică, nu că eu aș avea o pensie mare. Că de aici și revolta mea, nu mi se pare corect ca eu la 39 de ani de muncă să iau 2300 și domnul procuror care a frecat dosarul în birou la propriu, da, s-a tot jucat pe el, ținând probabil mobilul în mână și stând pe Facebook, să ia 250 de milioane, adică de 10 ori mai mult ca mine, nu? Bun, și ne-ați dat 300 de lei. Pe dumneavoastră vă întreabă cineva, dom'le, cum stați acolo în Ialomița din punct de vedere al pensionării? Sunt oameni care s-au pensionat mai devreme, sunt anticipate, pensii anticipate. Cum este până la urma urmei? Că eu mi-aduc aminte când am venit la dumneavoastră, a zis că mă penalizați pentru că ar fi trebuit să mai prestez încă 5 luni ca să ies la o pensie. Da, dacă... Sunt calcule așa de greu de înțeles chiar și de către cei care suntem un pic mai informați. Da, cu atât mai este o legislație întreagă pe care trebuie să o știi și o afli în timp. De-a lungul timpului, v-am zis, de 98 sunt angajat, deci de 25 de ani, legislația a fost atât de stufoasă și atât de modificată încât și nouă ne este greu să analizăm. Nu este greu, că asta e meseria, asta o facem. Dar, da, este o legislație întreagă. Pleacă dar... omul ușor nelămurit de la dumneavoastră. Deci eu, ați văzut, am pritocit pe dosar, mi-am adus toate hârtiile și cu toate astea, când mi-a făcut calculele acelea, vă dau cuvântul meu de onoare că n-am reușit să înțeleg ce-i cu punctul ăla de pensie. Dom'le, de ce iau eu atât de puțin? Se pleacă de la ce, un punct de pensie care înseamnă 1800 sau... 1785. Iată, adică explicați-ne așa pe înțeles tuturor, când aud la televizor, o aud pe colega mea Crețulescu de la România TV, parcă, și o aud tot timpul, în fiecare seară vorbim despre pensii, nici eu nu mai suport să văd emisiuni despre pensii. Când aud că vor să crească punctul de pensie, ce să se aștepte? Că va crește punctul ăla de la 1800, că la el ne referim? Da, dumneavoastră vă referiți la acest punct de pensie? Când faceți un calcul, el n-are voie să fie mai jos? Nu, pentru că... Ziceți că încă mai sunt pensionari cu 11.000 de lei, cu 11 milioane.
Da, dar 11 milioane nu înseamnă un punct de pensie. Înseamnă că are sub valoarea, sub un punct, 0,5-0,4 puncte. Da. Pot să vă spun cum se calculează pensia? Pensia se calculează pe baza salariilor și a sporurilor pentru de activitate. Se calculează un punctaj lunar prin împărțirea salariului și a sporurilor din luna de activitate la salariul mediu brut pe economie din acea lună. Se calculează un punctaj, acest punctaj se adună pe întregul an, respectiv un an de activitate, se face o medie lunară prin împărțirea la 12, se obține un punctaj anual. Punctajele anuale se adună pe întreaga perioadă de activitate și se împarte la stadiul complet de cotizare, rezultând un punctaj mediu anual. Acel punctaj mediu anual se mulțește cu valoarea punctului de pensie și... Și dă o pensie care, asta încercam să spun, omul, mai ales cei din mediul privat, pentru că, domnule Voicu, există o mare și nerușinată discrepanță între cum gândește statul, și dați-mi voie cu toată considerația că și dumneavoastră directorii de casă de județeane de pensii, poate nu vă duceți către șef, dumneavoastră spuneți așa, dacă cel din mediul privat încasează un salariu și din salariu își plătește pensia, da? Impozitul la pensie, el trebuie să facă bănuții aia, el împreună cu patronii. Pe câtă vreme la stat vine salariul, pe funcționarul interesează cât ia el în mână, restul suportă tot statul, din pix se fac salarii mari care va să zic că avem și pensii mari. Și nu este corect, pentru că și eu aș fi vrut să dau să am un salariu mai mare, să plătesc mai mult la stat, dar dacă eu nu am venituri sau am venituri sporadice, eu în campanie electorală încasez și eu un ban ca jurnalist. Mai mult, păi eu nu pot să-mi asigur salariul, să zic că merg cu un salariu mare 4 ani, pentru că odată la 4 ani s-ar putea să iau și eu ceva mai mult, că n-am de unde. Și atunci am pensie mai mică. Da. Poate că trebuie regândit acest sistem de pensie. Poate că ar trebui să contribuim toți cu o valoare și să nu fie raportată valoarea aia la salariu. Pentru că salariul în privat este dat conform muncii, la stat este dat din pix. Cred că ține mai mult de partea legislativă, nu de partea executivă, ceea ce înseamnă activitatea noastră. Probabil că la partea legislativă ar trebui regândit, dar asta nu cred. Dar vă cheamă din când în când prefectul, că sunteți instituție aflată în subordinea guvernatorului care este prefectul în teritoriu, nu? Și când raportați acolo, nu cumva ar trebui să țină cont, sau că dumneavoastră îi vedeți pe pensionar venind acolo la dumneavoastră, manifestându-și nemulțumirea, spunând, uite, Ionica Ghinea spune, domnule, eu n-am înțeles cum e punctul ăla, dar pensie mi se pare că îmi dai puțin. Și nu intră nici, după 5 luni nu mai intră nici mărirea automată. Nu stați bine cu digitalizarea sau cum? Relativ bine stăm, dar se poate și mai bine. Ce înseamnă digitalizare la nivel de casă județeană de pensie? Adică ce s-a întâmplat odată cu digitalizarea? Toate informațiile privind activitatea în muncă a fiecărei persoane și a veniturilor să existe în sistemul informatic. Asta încercăm noi să facem și cred că reușim în proporție de 100% până la sfârșitul anului. Poate și mai că până acum era un dosar și stăteați cu dosarele? Nu. De-a lungul timpului, dosarele de pensie nu s-au lucrat numai manual, s-au lucrat și pe aplicații. Aplicațiile astea au fost adaptate la legislație, au fost modificate, au fost updatate. S-a încercat o îmbunătățire, pentru că au fost mai multe aplicații informatice care au strâns și au calculat datele referitoare la activitatea pensionarilor. La momentul ăsta se încearcă cumularea acestor date sub aceeași formă. Și când vine o mărire de la guvern, e mai ușor de intrat fie mărire, în aplicație? Fie modificarea legislativă să fie aplicată pentru toți. Și se aplică mai ușor pentru că e computerizată asta? Da, absolut. Nu mai stai să iei fiecare dosar la mână ca să-l aduni, să-l scazi, să-l modifici. E vorba de zeci de mii de dosare, de milioane la nivel de țară. Deci asta se dorește să existe o informatizare și o
toate informațiile să fie la... Casa Județeană de Pensii a avut vreo propunere în ceea ce privește legea salarizării la care se lucrează de ani de zile, că aproape că... La legea salarizării nu, dar la legea pensiilor noi am avut propuneri. La legea pensiilor, da? A, și referitor la prefectură, în cadrul Colegiului Prefectural am adus întotdeauna în discuție problemele pe care le avem. Și cu siguranță domnul prefect și... Care sunt și probleme pensionarilor, n-ați adus numai problemele instituției, nu, că uite, domnule, nu avem suficient personal sau ne mai trebuie niște bani pentru... Asta este o problemă de management, problema personalului. Da. Nu problema personalului o punem în fața colegiului. În fața colegiului și a prefecturii punem problemele pensionarilor. Deci informațiile pe care vi le dau și dumneavoastră public, acele informații le punem și colegiului prefectura. Pensionarii cum sunt ei informați? Că toată lumea spune, toată lumea din politică, vreau să spun, și din administrație, din guvern, transmit poporului, pe domnule, dacă nu cunoști legea, e vina ta că nu ai fost informat. Încerc să înțeleg, pentru că am intrat pe site-ul instituției dumneavoastră, sunt câteva informații, e loc de mai bine, trebuie să vă spun. Da, știu. Și eu aș fi vrut să aflu la moment, da, care e viziunea guvernului în ceea ce privește, uite, creșterea pensiilor, de la anul ce ne așteaptă, și mă gândesc că dacă nu vă invit eu la emisiune și dacă nici nu am pretenția că să uită toți 370.000 de iarumițeni la ceea ce facem noi astăzi aici. Și atunci există această tribună a informării la nivel de instituție, vin oamenii și vă întreabă când îmi crește mie pensia și cu cât? Sau... Că de la televizor el oricum nu înțelege. Știți, inclusiv în perioada pandemiei, instituția noastră nu și-a permis să închidă lucru cu publicul. Deși multe instituții, probabil nu toate, au închis și au lucrat numai online, am încercat și noi, nu există posibilitatea asta, pentru că noi avem ghișe, lucrăm cu publicul, lucrăm tot timpul cu persoanele interesate. Și omul trebuie să vină și să-i explicați, nu? De asemenea, le-am pus pe site, o să vedeți, sunt 8 sau 9 adrese de mail pe care le-am pus la dispoziție. Telefonul este la dispoziția publicului și nu, sunt 2 telefoane. Dar pentru cei care, că avem mulți pensionari, domnule Voicu, n-au ei nici calculatoare, sunt oameni de la țară, nu neapărat că sunt cei de 80 de ani, chiar și cel de 63-65 de ani, n-a lucrat, n-are posibilitatea să stea. Orice solicitare. Pe Facebook, pagina aceea, am văzut-o că nu, poate ar trebui să activați pagina de pe Facebook, că acum știți, sunt și cei cu 4 clase și cei da, vârsta, sunt pe Facebook. Dar să știți că nu există scrisoare și fiind scrisori da? La care să nu răspundem și să nu le motivăm răspunsul. Da, poate nu au acces la internet, dar acces la poștă au și vă spun că le primesc. Și le trimiteți informare? Orice solicitare pe care o... Dacă vă fac ei scris, dar dacă dumneavoastră ați auzit că de la 1 ianuarie 2024 o să crească pensiile, nu știu, zic, cum îi atenționați? Prin orice modalitate de comunicare, afișat, postat și inclusiv comunicate de presă. Aceste taloane de pensie, uite, cum îi anunțați că, în informații de ultimă oră, cum îi anunțați că acele etichete de călătorie pot fi transformate în bani? Înțeleg că există măcar proiect s-a de dorit, lege. De da? Mult se dorește să se transforme. Că e un circul cu trenul. N-am știu. Nici nevoie, dar nici n-aș circula. Din vari motive. Intenția de a... Și am primit și o tichet din ala, știți, de călătorie. Intenția de a transforma acele taloane în tichete bani, de masă da? Sau bani este de mult. Deocamdată n-am văzut nicio modificare legislativă cu privire la asta. Ar fi greu pentru că, până la urmă, cât înseamnă tichetul ăla în bani? Nu sau știu, nu să știe că e vorba de rută e vorba și de kilometri reduce, și da, de, da. De o reducere. Probabil că de aici
Da, cum zic ei că au tichete de călătorie? Mie mi-ați dat un tichet de călătorie, n-am înțeles mare lucru din el. Repet, nu sunt o fată neinstruită. N-am înțeles, adică eu mă duc cu trenul până la Constanța, da. Biletul mă costă 150 de lei, dau și așa un preț, și dumneavoastră îmi decontați 50%? 50%, da. Și dacă mă duc până la Cluj? La fel. Tot 50%? Tot 50%. Și nu există o diferență între mine și vecina, că ea are copii la Cluj și eu iau la Constanța și mă duc numai până la 5 și eu iau mai puțin. Cred că ăsta e motivul pentru care nu s-a ajuns la un consens a stabili valoarea în tichete, adică de masă. Adică nu era mai bani. Bine să zic că eu îți dau 75 de lei pe lună să te duci și tu la copii ai tăi, dacă stau mai departe să mai pună și ei. Adică măcar luam toți la fel. Eu nu vreau o uniformizare, știți? Dar vreau totuși să nu apară aceste disensiuni și această ură născută din diferențele pe care instituțiile statului le fac între oameni și între categorii socioprofesionale. Este foarte greu de a asigura o echitate. E foarte greu. V-am zis, faptul că este o reducere de 50% și diferă distanța și suma, este greu să apreciezi, să le transformi. Acum, v-am zis, este o propunere, am auzit că este propunere, dar n-am văzut o finalitate în transformarea acestor taloane în tichete de masă sau... Este doar propunere. Pe dumneavoastră, ca director, de atâția ani, sunteți de... De 5. 5 ani director. Dar înainte ați lucrat tot în sistem și... Am lucrat numai în sistemul de pensii. Asta zic, cunoașteți bine. V-au întrebat, în afară de colegiul prefectural, că oricum colegiul prefectural adună de la dumneavoastră, directorii de instituții, niște propuneri, nu știu cât le prezintă legiuitorilor, prin asta însemnând parlamentarilor de Alonța, care să se ducă să facă o întâmpinare sau o propunere legislativă sau o modificare de lege. Vă întreabă cineva, dom'le, zi-mi și mie așa, cam ce ar trebui să facem noi? Că nu se pricep, că nu cred că domnul Mușoiu, doamna Bancă, doamna Barcari și toți parlamentarii de Alonța cunosc mai bine sistemul de pensii decât mine sau decât mulți alții. Nu, să știți că am avut discuții cu toți parlamentarii din Ialomița. E bine dacă vă întreabă. Și am avut inclusiv propuneri legislative. Nu știu cât de departe au ajuns, dar am avut astfel de discuții. Ziceți-ne, dați-mi un exemplu așa, acești 5 ani. Ce le-ați propus și să vedem de ce n-au făcut sau de ce nu s-au modificat. S-a modificat, să vă aplaudăm, da. Nu s-a modificat, dar am propus ca o modalitate de calcul a persoanelor care aveau sub 20 de ani în grupa 1 și sub 25 de ani în grupa 2. Aceste persoane nu aveau modificat în instanță, au câștigat majoritatea, stagiul complet de cotizare din 35 în 20 sau 25. Și n-aveau. Am făcut eu o propunere atunci, dar nu. Iar este cu stagiul de cotizare și cu... Pentru că cineva spunea zilele trecute, domnule, poate să-și cumpere niște ani de pensie. Că nu îndeplinește criteriul acela de 25 de ani. 15. Păi, deci el, punem în cazul așa concret pe înțelesul tuturor, băbește. El n-a muncit, a fost la cerșit în Spania, nu știu, în Londra. Și vine cu bănuți, treaba lui de unde i-a furat, să răspundă în fața fiscului. Vine și își cumpără niște ani de pensie. Vi se pare că e normal pentru că legea... Legiuitorul și magistrații, că mă întorc la ei, spun, domnule, legea trebuie interpretată în litera și în spiritul ei. Așa se zice la Constituție. Păi spiritul ăla e corect, că eu m-am trezit în fiecare dimineață la 7, m-am dus la muncă până la 5, 6 și am plătit într-adevăr cât poate să plătească și ăla de a fost la cerșit. Dar nu ne comparăm, că eu am muncit 39 de ani, el a stat bine, mersi, și acum să luăm o pensie aproape asemănătoare, că a venit el și a mai contribuit, pentru el n-a însemnat cine știe ce bănuția de ea. Este o formă de a ajuta persoanele care, într-adevăr, poate n-au lucrat în sistemul din România 15 ani, au lucrat mai puțin, poate au lucrat în altă parte, dar e problema lor cum și în ce fel au lucrat, dar mai este această formă de cumpărare și este și o formă de a aduce bani la bugetul statului.
Deci, faptul că se plătește o sumă de 750 de lei pentru fiecare lună cumpărată, înseamnă 9.000 de lei pe un an. Vă este... opresc aici. Zice 750 de lei, ca să știe și cetățeanul că asta înseamnă ce? Asta este pensia pe care, contribuția pe nu, care o... e contribuția de asigurări sociale la salariul minim pe economie. Da, ca să la înțeleagă cetățeanul deci de rând asta cât este dă, suma, dăm noi asta, la stat. Ăsta este da? CASE-ul care se plătește de un angajat care are salariul minim pe economie. 750 de lei, 25%. Dacă se va mări salariul minim pe economie, probabil și contribuția se mărește. Dar asta este la momentul ăsta. Pentru că dă posibilitatea legea să achite și pentru o perioadă în urmă, este o formă cât de... Cât în urmă? Adică câți ani? El dacă are 10 ani munciți pe care de muncă? Maxim 6. Maxim 6. 6 ori 7 milioane jumate pe lună? Da. Cât ar însemna pe an? Înseamnă vreo... 9.000 de lei. 9.000 de lei. Deci, de ce ar da cineva... atâta bănet, sute de milioane de lei vechi, da? Pentru aia 6 ani, ca să ferească Dumnezeu, el nu mai trăiește decât... Să știți că sunt persoane care se asigură, pentru că în momentul în care nu ai cei 15 ani și nu poți să fii pensionar, nu ești asigurat, nu ai anumite facilități. Și de aceea sunt oameni care au plătit, au achitat și... Și asta spuneam, și cei care... Eu nu întreb de unde au bani, pentru că asta e, poate să fie ciobănaș cu 300 de oi, n-a plătit impozite la stat și uite, are bani să își dea și el acolo de o pensie. Dar sunt și oameni care nu au de unde să dea. Ce facem cu ea? Că el a lucrat 10 ani cu carte de muncă și de atunci a mai lucrat de când nu mai are carte de muncă, dar n-a cotizat la CHS și se trezește că dumneavoastră, guvernanții au mărit, că erau 10 ani înainte, nu? A fost 10 ani, dar... S-a crescut de la 10 ani la 15. Acum, nu știu, nu-i întreb pe guvernanți eu, dar dumneavoastră i-ați întrebat cum s-a făcut saltul ăsta de 5 ani? Cine, cum a gândit statul? A zis, bă, să cresc de la 10 la 15. De ce? Bă, așa mi-a venit mie. De ce nu de la 10 la 12? De ce nu de la 10 la 17? Eu n-am participat la legea 19 când a fost apărută în 2001 și nu știu care a fost... Adică din 2001 s-a trecut la 15 ani? Eșalonat, dar din 2001 s-a pornit. Mm-hmm. Deci au avut înseamnă timp să... A fost o eșalonare... progresiv, așa. Da. Acum, dacă până în 89 persoanele aveau sau nu aveau vechime, dar erau obligate să lucreze, ei și-au făcut în timp stagiu de 15 ani. Problema este cu cei care au lucrat sau n-au lucrat după 90, că s-au descurcat și n-au mai fost obligați să fie angajați, cum era pe vremea lui Ceaușescu. Asta e problema la momentul acesta. Sunt persoane care au ajuns la vârsta standard, dar pentru că au putut să lucreze sub alte forme, nu au cei 15 ani lucrați. De asta și forma de asigurare asta a apărut, ca să poată să-și cumpere vechimea. Pentru că mulți după 90 n-au mai încheiat contracte de muncă, s-au lucrat la negru, s-au descurcat. De aceea... Și acum e foarte mult să dea cel care a lucrat la negru. A zis, am 10 ani de pensie, lasă că îmi dă și mie o pensie statul, că așa scrie la lege, să ai minim 10 ani. Și între timp el a zis, mai bine stau eu acasă, mai montez un WC-ul, mai repar o clanță, mai pun un geam și uite, fac bănuți în buzunar, dă-l încolo pe stat, nu dau impozite. Acum el n-are să dea cele 400 de milioane ca să-și cumpere cei 6 ani vechime, cum spuneți dumneavoastră. Statul intervine aici și mai dă o pensie numită minim garantată sau ceva? Nu. Nu în cazul ăsta. Pentru pensia minim garantată, de care vă spuneam că sunt aproape 20.000 de persoane în Ialomița, trebuie să îndeplinești condițiile de pensionare, care înseamnă vârstă standard, stagiu minim de 15 ani. Asta e. Fără aceste condiții, nu îndeplinești condițiile de a fi pensionar și nu primești o pensie minim. Adică, și care-i ghișeftul la... dacă are și vârsta standard, dacă are și cei 15 ani minim, stagiu minim de cotizare, păi el nu e așa
de drept la pensie, de ce se mai numește minim garantat? Adică ce-i garantat? Pentru că din calculul pensiilor, sunt din calcul, efectiv, din calculul pe care vi l-am spus, este posibil să iasă o pensie de 500 de lei. De și dumneavoastră eu urcați la... Și, da, asta înseamnă cât a zis că e minim. O ridicăm la pensia minimă de 1125 de lei. 1125 de lei este, să mă iertați așa, un fel de bătaie de bajocură. Ce să mai facă un om în ziua de azi cu... Nu că eu așa, eu am dublu, dar adică până la urma urmei... Dar totuși, astea-s pensii cu care să trăiască românii? Păi dați seama că nu pot să... Adică cine ar trebui să crească punctul ăla de pensie? Și dacă ar crește punctul ăla de pensie, ar putea să crească, crește unitar, nu poate crește diferențial, prin lege, nu? Sau ordonanță de urgență. Dar el n-ar putea fi diferențiat, de ce crește unitar? Adică la toată lumea să se pornească... Dacă zice să crească punctul de pensie pentru cei care au pensii la 1100, să crească punctul de pensie la 2500. E o problemă 2500. Legislativă, nu pot legislativă, să nu știu. Nu pot să de asta vă spun că dintre toate sistemele, sistemul sanitar, sistemul militar, etc., mi se pare foarte complicat. Parcă zici că e făcut în adins, atât de complicată calculele, vorba actorului, ca să nu vă mai spun că, uite, vârsta de pensie se dorește a fi crescută. Dacă dumneavoastră ziceți că dăm 7,5 milioane în lei vechi pe lună, statul iese mult în câștig. De ce? Pentru că el îi mai dă lui poate pensie 10 ani, nu? Și omul a cotizat 40, dacă îi dă 10. Și omul a cotizat 40 cu câte 7 milioane pe lună. V-am zis, jumătate din pensie, este greu din pensia să faci... de ea acum, el a dat-o deja lună de lună și el o ia un an, 2, 5, 10 și a cotizat 40. Nu se leagă, sunt niște în străinătate când iese un om la pensie, domnule Voicu, se gândește unde să plece în croazieră. La noi când iese un om la pensie, uite, se gândește să mai fac o emisiune aceea, să mai ia și ia un bar. Da. Ca asta fac eu. Mai am un... Încă mai muncesc. Diferă nivelul de trai, diferă sistemele de asigurări. Așa a fost sistemul gândit în România, sistemul de asigurări sociale. El este copiat, din câte știu, după sistemul german, dar este foarte greu să-l asimilezi realităților din România. De aceea, la momentul apariției legii 19, a fost foarte greu de adaptat. Așa știu că a fost copiat sistemul german, dar la nivelul României... Da, știți, dumneavoastră ați pronunțat cuvântul magic. A fost adaptat. Deci dacă adaptarea la noi a fost... E greu de adaptat. Sunt sisteme în Europa care acordă pensii pe baza perioadei de reședință. Sunt sisteme care acordă alte forme de... în Italia parcă acordă alte forme de ajutorare. Dar ăsta este sistemul nostru și ceea ce trebuie să facem. Și cine ar trebui să schimbe? Că sistemul juridic îl avem ca naiba, nu ne ducem și noi să vedem cum se judecă cazurile penale și civile în alte țări. Sistemul de pensii, ziceți că îl adaptăm, îl tot franjurăm, îl tot interpretăm și iese ce iese, pentru că plec de la revolta care, iată, cel puțin astăzi a fost anunțată că în toate județele oamenii nemulțumiți se vor duce în fața caselor de pensii și în București, cum spuneam, în fața guvernului. Păi, până când crede Casa de Județeană de Pensii că poate să stea a 20.000 sau cât a zis cu pensia de 11.000? Revolta este bazată pe sistemul de salarizare, nu de sistemul de pensii. Deci este o revolta celor care lucrează în sistem, care văd cât de greu este și pentru că legislația e așa cum este, este din ce în ce mai greu să... Adică dumneavoastră să ne spuneți că de fapt se revoltă salariații, angajații de... Păi ce nu... Aș folosi acum o frază mai obrăznicuță așa. Ce nu le convine salariaților de la... Diferența dintre salariile de persoanelor care lucrează, funcționarilor care lucrează în teritoriu, în casele județene de pensii, față de salariile din structurile centrale. Vedeți?
Vedeți cum e? Acum, eu nu mă bucur de casa altuia, dar este același lucru. Cum se simt frustrați, așa ar trebui să înțelegeți dumneavoastră, funcționarii, cum se simt frustrați colegii dumneavoastră și dumneavoastră și pe bună dreptate, că există diferență neortodoxă așa față de colegii de la centru, așa ne simțim noi pensionarii când vedem că alții au pensii mai mari pe criterii făcute așa, din pix. Da, numai că în sistemul de stat nu este numai salariu, e vorba și de răspundere. E vorba de răspundere, este vorba de locul de muncă și modul în care poți să lucrezi, pentru că vă dau exemplu stresul pe care îl are funcționarul, care stă la public și care are... E clar, cu publicul nu e ușor de lucrat, deci, da. Deci nu este vorba numai de salariu. Lucrați toți cu publicul sau mai sunt și eșalonul 2 care stă și pritocește la hârtii, sigur, prin rotație. Când am început munca la ghișeu, eu am fost primul ca să deschid drumul. Și vă spun că nu este simplu, e o pedeapsă dacă îl pui numai pe unul singur să stea cu publicul, vă spun din experiența mea. Și atunci, prin rotație, toți colegii mei fac activitatea asta. Mai cereți dosar cu șină? Le oferim. Acum, ce să... Păi, doamnă, voi, cum suntem în anul 2023? Cum să evidențiem documentele dacă ele sunt trebuie? Dar de ce? Eu mi-aduc aminte că am venit la dumneavoastră cu un dosar frumos, albastru, din plastic, de ăsta care, mă rog, măcar... Și dumneavoastră mi-a scos din sertar un dosar cu șină și mi-a scos hârtiile mele din dosarul meu și mi le-a pus acolo. Mi s-a părut ușor anacronic. Nu v-am arătat, dar o să vă arăt arhivele noastre. Documentele... Ca să fie toate la fel, să nu avem verde, albastru, din plastic. Se umblă foarte greu cu dosarele de plastic. Da? Și modul în care noi le evidențiem și vreau să mă laud cu arhiva și este o ordine acolo, de acolo pleacă totul. Deci dacă este arhiva nu este pusă la punct, toată activitatea este dată peste cap. Clar că trebuie să știți. Și atunci, da, folosim această modalitate pentru că este o modalitate ușoară de a ne aranja nouă documentele. Fiecare dosar este numerotat, fiecare pagină. Încercam să înțeleg de ce nu vine cetățeanul, aduce niște hârtii doveditoare și de ce nu există o scanare și o introducere în baza de date computerizată. Eu asta încerc să... Adică de ce mai trebuie să ținem arhive sau ar fi, e bine că, uite, dacă scade sistemul... Să știți că am avut surpriza să primesc o cerere de la un pensionar, și el pensionar, să-i dăm din dosarul tatălui o copie după buletin, pentru că, motivat, scris pe hârtie, a spus, i-am făcut o cruce și nu mai am nicio poză cu el. Și am găsit dosarul. Așa ceva? Da, fel de cazuri. Deci am găsit dosarul, pentru că v-am zis, și este un nomenclator, avem obligația să ținem până la 50 de ani dosarele. Deci asta e prevedere legală. În alte sisteme, din alte țări, cum știți că e? Colegii noastre omologi în Germania, ce zic ei? Au și arhive din astea pe hârtie? Noi suntem pol de competență, Portugalia și Suedia și Liechtenstein, dar nu avem de acolo dosare, dar din Suedia se lucrează online. Problema când lucrezi online este că nu pui la dispoziție toate documentele, deci fiecare scanează și trimite. Dar noi avem o legislație clară. Legea nu este modificată și prevede clar ce documente trebuie să conțină dosarul. Și atunci eu trebuie să respect legislația. Nu vă mai spun că în anul 2022 am găsit adeverințe și canete de muncă false. Dar dați seama, dacă umblăm numai online, câte valsuri s-ar putea face? Avem surprize. Am înțeles. Da. Deci, de aceea documentele, ținem-ul să fie, în primul rând, în original, nu lucrăm pe... M-ați făcut curioasă, pentru că, oricum, întotdeauna am avut această curiozitate a arhivelor de la nivelul instituțiilor statului, pentru că întotdeauna am și văzut teancuri de dosare trântite, mucegăite, pe care s-a stat cu șezutul sau s-a băut cafeaua.
Da? Și aș fi curioasă să văd arhiva dumneavoastră, mi-aș dori să o văd căprăluită și bine structurată și într-o cameră aerisită și cu ventilație și așa mai departe. Nu. Că mă gândesc că vă trebuie o încăpere mare în care să puneți arhiva asta. Că un sfert din sediul casei de pensii are dosare. Sunt dosare pe rafturi. Vi le arăt cu mare drag, da, oricând. În condițiile acestea în care, iată, aflăm că fiecare dosar este și acolo umblat și computerizarea este și nu prea este și până nu stau să ajungem... ei, înseamnă că nu sunteți mulți, nu? La nivel de județ 30 și cât a zis că sunteți? 39. 40 să zicem, că mai angajați unul mâine, probabil, că trebuie să... Aș vrea să recrutez, aș vrea să selectez, da, dar posturile sunt blocate. Da. Dar aș vrea să pregătesc, să aducem cumva... În condițiile în care digitalizarea vine peste noi, impusă de UE sau de vremurile pe care le trăim, oamenii s-ar fi așteptat să nu mai fie așa numărul, să vi se pară mic. Dar iată, îmi spuneți că nu se renunță la dosare și atunci cumva oamenii au cam același volum de muncă, dacă nu mai mult, că a intervenit și digitalizarea. Și de unde, da, până mai ieri așeza doar dosarul și își făcea niște adnotări, acum trebuie să bage dosarul la în calculator să mai aibă grijă de calculator. Același lucru făceam și înainte. Da. Deci datele le culegem după documente și le stocăm în bazele noastre de date. Și atunci cam cât, așa dumneavoastră, cam cât credeți că ar trebui angajați ca să fiți degrevați de atâtea sarcini și să vă fie postul, fișa postului taman bună, să nu fie nici angajatul considerat, să se considere obosit la locul de muncă, obosit la momentul ăsta, să intre nu, în stadiul nu suntem într-un deficit. Consider că activitatea decurge normal și e în regulă. Dar v-am zis, nu neapărat să fim mai mulți, dar să sunt deja colegi care sunt în pragul pensiei. Repet, aș fi vrut să pregătesc în domeniul ăsta, e greu să intri și să... Și aș fi vrut să angajați un număr de 3-5-5 care să stea acolo un timp, să învețe de la cei experimentați, ca atunci când aceștia ies în pensie, dumneavoastră să veniți imediat să aveți rezerva de cadre, cum se zicea înainte, să ne mai ferim de cuvântul ăsta. Da. Și eu m-am angajat exact după terminarea facultății și am luat-o de jos, de la simplu operator, bun, șef birou stabilit, șef serviciu stabilit, director adjunct, iar șef de serviciu. Dar dacă sunt posturile blocate, pentru că ce? Pentru că statul pentru zice, așa, pentru că statul zice, domnule, să nu mai angajăm, să nu mai mărim acest număr de personal funcționare ai statului. Până când este blocat? Sau? Până la sfârșitul anului. Până la sfârșitul anului. Da. Urmând să se prelungească sau după 1 ianuarie puteți să angajați? Nu cunosc, nu știu ce o să fie, o să vedem ce o să fie. Dar în general când se fac angajări la dumneavoastră, se fac în baza unor... Concurs. Ce facultate trebuie să termin? Ca să studii superioare, n-am pus... Studii superioare, ca să te angajezi sau, pentru inspectori sau consilieri. Uh-huh. Pentru referenți, studii medii. Da. Dacă mai avem, probabil o să mai scoatem. Pentru că așa mă gândeam. Acolo e o chestie numai de voință, să știi să lucrezi cu publicul și să înveți și la locul de muncă ce înseamnă întocmirea dosarului și lucrarea... Și calculul pensiei, efectiv. Da, și calculul pensiei. Există, o ultimă întrebare, există, vi s-a întâmplat să fie un dosar calculat greșit, să vină omul să spună, domnule, nu știu, mie mi se pare că e pensia mea prea mică? Da, da. Am corectat de-a lungul timpului. Încercăm cam cum ajunge cineva să greșească? Calculul unde? Ce ar putea să-l facă să greșească? O cifră? Că nu cred o că cifră, anume, da? O perioadă, o dată, da? O, da, da, orice poate. Ca să eliminăm astfel de greșeli, modul nostru de a lucra și de a aranja este în așa fel încât un operator culege date, un verificator cu experiență verifică datele pe care le culege cel de-al doilea, șeful serviciului de stabilire verifică și el, dar în mare, nu poate să ia toate sumele,
apoi și eu ca director am trecem în vedere. Deci prin mai multe mâini și mai mulți ochi sunt ațintiți asupra modului de calcul ca să nu existe inclusiv, erori. Inclusiv avem CFP, deci cel care are control financiar preventiv, care are în vedere dosarul. Deci sunt niște metode pe care noi le folosim ca să evităm greșelile. Sigur că ele apar, dar le corectăm și le remediem fie la solicitarea pensionarului, fie din oficiu, pentru că facem și verificări din oficiu în limita posibilităților și a timpului. Dar facem totul pentru a evita și de a fi ceva corect. În plată să existe corectitudine. Două minute vă dau să spuneți dumneavoastră așa pensionarilor ce vreți dumneavoastră și de la ei, ce așteptări aveți și de la guvernanți și dacă anul viitor gândiți dumneavoastră că va fi mai bine pentru pensionari și din ce motiv? Ziceți dumneavoastră că, uite, am auzit eu director fiind că e o îmbunătățire în sistemul de pensii. Tot timpul se dorește îmbunătățirea sistemului de pensii. Toate modificările sunt făcute pentru a îmbunătăți și activitatea noastră și traiul pensionarului. Că nu se reușește, este greu. V-am zis, inechitatea în sistemul ăsta e greu de eliminat. Este a fi echitabil pentru toți este greu. Nemulțumiți vor fi tot timpul. Ceea ce le-aș transmite este de a fi un pic mai calm și mai înțelegători și cu colegii mei care sunt la dispoziția lor, dar au un volum de mare și iată că sunt și frustrări și pe salarii. Care colegii, așa facem aici un codicil, care colegii nici nu câștigă foarte mult și v-aș întreba așa să-mi dați un salariu mediu în casa de pensie. Vin sub pal meu, 6.800. Net, în mână. Inspector ajunge la 4.000. Da. Problema e că, de exemplu... Da, nu sunt salarii nici de cum ar, da. Vreau să mai aduc și să poate să transfer sau un informatician. Vreau să pregătesc un informatician să știe ce are de făcut în bazele noastre de date. Vreau să vă spun că nu vine niciunul, că în momentul în care află salariul, nu renunță, nici nu se mai interesează. Și e foarte greu pentru, e primul lucru. Trebuie să ai informatician bun pentru a-ți urmări bazele de date și a le gestiona. Și v-am zis, la sumele astea... La salariile astea nu vin. Chiar dacă, mă rog, brutul ar însemna... În jur de 4.000 un inspector superior, cam aici ajunge. E puțin, ce să vă zic, fiica mea a terminat cibernetica, lucrează în București și a zis că nici să uită la 4.000. Da. Cei tineri sunt și mai dormiți. Au și necesități mai mari până la urmă, domnule Voicu, pentru că noi cei pensionați, uite, mai purtăm hăinuță mai mult, mâncăm mai puțin, ne solicită mai puțin financiar, dar tineretul trebuie să se și distreze, să-și facă și o casă și o familie, sunt să dea copiii la școală. Sunt și foarte ambițioși, foarte bine pregătiți mulți și da, e greu să-i atragem. Mi se pare corect să aibă pretenții.